Este o norocoasă. De ce este norocoasă? Pentru că cartea ei, cărțile ei, pentru că această carte are și versiunea în franceză, în premieră au fost lansate direct la Salon du Livre. Și vă rog să credeți că chiar a fost foarte, foarte frumos acolo. Am făcut concurență loială Salonului României. Mai mult decât atât, faptul că la editura Vinea cărțile se puteau vinde, până la urmă i-a determinat și pe ei cumva să aducă în ultima clipă o librărie, ca și cărțile aduse de acelalte edituri din România să se găsească la vânzare. Pentru că asta se întâmplă. Acolo unde e standul României, de obicei se face o expoziție, cărțile se pot vedea, dar nu se pot cumpăra. În fine, e o tragedie cumva, dar nu va mai fi. Deja, cum au apărut cei ca noi, dintr-o dată se mișcă lucrurile și în plan instituțional. E o mare norocoasă pentru că este foarte talentată, este foarte frumoasă, are un soț excepțional. Eu i-am văzut și la Paris, chiar i-am văzut prima dată împreună cu Florin, sunt prieten de mulți ani, de-al minterii, cele trei volume publice, pentru că mai are încă unul dinainte, care nu știu cum a circulat, nu l-am văzut, a fost tipărite de mine la editura Vinea. Ele sunt Catacombe, Aici totul e viu și Sentic. Și este norocoasă pentru că, așa cum spuneam, a ieșit în lumea poeziei chiar la Paris, într-un spațiu unde zeci de ani doar visam să fim. Nu vreau să mă lungesc, mai ales că nici nu eram inclus în program și nu știam dacă pot să ajung. Ea scrie o poezie foarte vie, de sinceritate aș spune absolută, și eu lucrând acest volum, care o istorie a lui, practic în clipa în care manuscrisul a fost predat la editură era cam jumătate. Și cam în luna, într-o lună jumătate, s-au mai adăugat și restul de poezii. Vreau să vă spun că am fost uimit de ce se întâmplă cu ea, intrând în această transă a publicării unei cărți, a debutului. Aproape fiecare nou poem trimis era mult mai bun decât cel dinainte. Este deja o poetă care încă de acum, de la debut, convinge. De-al minte, ca să nu lungesc, o să citesc numai o frază de aici sau să citesc ca să fie mai limpede. Diana Caragiu e din prima clipă, Diana Caragiu, ceea ce spuneam. E o carte de debut, dar nu veți găsi acolo stângăcii. Dacă nu va scrie, nu citiți sau nu știți că scrie pe debut, veți avea convingerea că este, cum spunea Titu Maiorescu, un scriitor în toată puterea cuvântului. Și chiar așa este. Adică e un poet care rămâne în poezie de la prima venire. Textele ei sunt complice cu realul până la un punct, acest punct fiind ales deloc întâmplător, pentru că dincolo de el are loc o explozie a imprevizibilului care aruncă logica în coșul cu locuri comune. Astfel ni se impune ideea că avem de-a face, limpede, cu o cerebrală. Autoarea se complace și bine face în a scrie scenarii cu trepte independente între ele. Citez, timpul desfăcut la doi nasturi, ușor indecent, croșetează unul pe față, unul pe dos. Sunt primele versuri citite ale ei pe care le citim în această seară și sunt excepționale, dar s-a și ales de alminte să le punem pe copertă. Acestea, treptele, putând fi permutate cu relativă ușurință, în permanență între ele, cu bucurie, cu ironie, cu ingeniozitate, cu sarcasm, în genere de fiecare dată cu o inteligență electrică. Este un debut de nota 20 plus. Sunt convins că va avea o frumoasă carieră literară. Eu mizez pe ea, pariez pe ea și vom avea în viitor volume excepționale de la Diana Caragiu. Florin, pe el, nu știu dacă mai e cazul să spun, sau poate e cazul să spun totuși, după părerea mea, și vă rog să mă credeți că mă pricep la poezie, am publicat mii de volume și atâta timp, este unul dintre poeții importanți din România. N-a spus nici cel mai mare, nici cel mai... Deși se la întâlniri prietenești se pot uzita
de aceste cuvinte. Este realmente un poet important. Și este un poet singular. Modul lui de a gândi poezia, de a scrie poezia, nu se întâlnește decât la el. E un miracol ce se întâmplă. El vine și, mă rog, are o blândețe interioară, o delicatețe foarte, foarte pregnantă. Apoi peste această linie vine un strat de cărturărie din aceea grea aleasă. Apoi vine și, știu, o cultură teologică foarte, foarte bine însușită. Ei bine, toate aceste elemente, dacă le-am luat, cumva ne-ar conduce către o poezie în genere cu minte, previzibilă. Ei, nu se întâmplă așa. Nu știu cum combină el aceste lucruri, pentru că poemele în sine, când sunt terminate, când sunt publicate, par aproape obiecte. Au puterea de sine stătătoare. Atunci când le citești, te iau cu ele cu totul. Și în fine, această tăietură foarte fină îl individualizează foarte, foarte pregnant, așa cum spuneam. Sunt calități toate acestea care rare ori se întâlnesc în persoana, în aceeași persoană, în același scriitor. Nu mai citesc ce am scris, vorbesc și vă rog să cumpărați cartea, dar realmente este un scriitor deja bine așezat într-o formulă a lui. Eu, dacă n-aș avea numele pus pe carte, l-aș recunoaște din prima clipă. E unul dintre poeții de care România avea în clipa aceasta nevoie. Acest gen de poezie, dar el e foarte îndepărtat, practicat în general, știu, mă gândesc la Ion Alexandru, la așa, nu s-a mai scris în România. Deci el vine și pe un loc care este aproape virgin, în clipa de față. Al minteri avem o bună tradiție în poezia românească, începând de la Crainic, știu, și venind la zi. E o mare plăcere pentru mine să fiu aici cu dumneavoastră aici. Va fi și o foarte mare plăcere să public, ca de obicei, în cazul lui Florin, și din nou spun, cărțile lor viitoare. Mă bucur că sunt atât de mulți aici, pentru că facem lansări în mod curent și ori lumea nu iubește foarte mult poezia, ori autorii ceilalți care fac lansări nu știu cum să-i capteze, să-i convingă să vină la această lansare, sau pur și simplu acei autori n-au prieteni. Deși eu nu am fost în Franța, unde a fost, la Paris, unde a fost lansată, la Paris, așa-i? Sau și, unde a fost lansată, unde au fost lansate aceste două cărți, pot să spun totuși că am călătorit alături de acești doi foarte, foarte, foarte frumoși, să folosim un cuvânt simplu și consistent, acești doi foarte frumoși poeți, am călătorit alături de ei mai departe de Franța, mai departe de înălțimile, să zicem, la care ne-ar putea duce Tour Eiffel, pentru că dacă, de pildă, poezia lui Florin ne înalță la altitudini remarcabile spiritual, de cealaltă parte poezia Candidei, nu Erendira, ci Diana, ne coboară în adâncuri, în abisuri ale conștiinței, adeseori tulburătoare. În urmă cu mai mulți ani, am descoperit faptul că eseul, deși eu sunt îndrăgostit mai degrabă de poezie decât de eseu și mai degrabă de poezie decât de proză, am descoperit că eseistica, dar chiar și proza pe undeva, pot să aibă cadențe cu totul mirifice, poate fie eseul, fie proza, pot să aibă cadențe sau ritmuri care să consune cu ritmuri interioare și care să primească la un moment dat chiar valori terapeutice. Și așa s-a întâmplat atunci când am citit câteva rânduri, de fapt chiar introducerea lui Paul Valéry din eseul despre Zeiță, unde el spune următorul lucru și l-am memorat și de foarte multe ori mi l-am repetat în gând în momente în care aveam nevoie de destindere spirituală. Acolo spune Paul Valéry în felul următor: de vreo 30 de ani a dispărut din spirit o îndoială. O demonstrație definitivă a aruncat printre ambițiile antice visul cvadraturii cercului. Fericiți geometrii care rezolvă din timp în timp cutarea nebuloasă a sistemului lor. Dar poeții, ei sunt mai puțin fericiți. Ei nu au fost încă
Ei nu au fost încă asigurați de imposibilitatea de a introduce gândirea într-o formulă poetică. Ei bine, citind volumele celor doi poeți pe care astăzi avem în fața noastră, mi-am reamintit de această frază, de această introducere a lui Paul Valéry la un curs, extraordinar pe care l-a ținut el ca profesor de estetică despre poezie. Mi-am amintit asta pentru că ei sporesc încă o dată această neliniște legată de faptul că poate gândirea poate să fie cândva introdusă într-o formulă poetică. Pentru că mi se pare că și la Florin ca și la Diana gândirea a fost convertită, gândirea și tot ceea ce vine odată cu ea, un mod de pătrundere a lucrurilor, un mod de asimilare a lumii, au fost convertite într-un regim de existență poetică. Ca să rămân în zona aceasta a referințelor, să zicem, interdisciplinare, vă aduc aminte de faptul că fizicienii vorbesc tot mai mult despre nivelurile de realitate. Vorbesc tot mai mult, vorbesc de mai bine de un secol despre nivelurile diferite de realitate. Materia, de pildă, există la niveluri de realitate până la care ea dispare de-a dreptul sau până la care ea devine lumină. Seria reală, cum zicea în urmă cu două secole Schelling, seria reală, materială, se transformă în serie ideală. Ei bine, cred că nu m-aș înșela foarte tare dacă aș propune următoarea foarte lejeră împărțire a poeților, și anume poeți care văd orizontal, într-un singur nivel de realitate, adeseori cu remarcabile reușite stilistice, poeți care văd în două sau trei niveluri de realitate, și aceștia sunt cei mai mulți dintre poeții buni, și poeți care văd în toate nivelurile de realitate posibile. Aici sunt foarte puțini, este adevărat, dar ceea ce vreau să puntez este faptul că din cea de-a doua categorie, poeți care văd în două sau trei nivele de realitate, unii dintre ei reușesc adesea, prin intuiții cu totul speciale, reușesc să ne poarte într-un vers, în cristalografia, dacă vreți, unei expresii, să ne poarte prin regimuri diferite de realitate. Asta am simțit de pildă, nu la acest volum, nu abia la acest volum, ci deja în urmă cu 2 sau 3 ani, și acum încep să vorbesc despre unul dintre poeții lansați astăzi. Asta am simțit atunci când am citit pentru prima oară poezii de Florin Caragiu, și cu atât mai mult atunci când am citit acest vers, sau aceste trei versuri, care nu știu cum vor fi rezonat în sufletul dumneavoastră, dar în al meu, au rezonat în mod special. Nu ai de ce să te temi. Dumnezeu e aici și transformă moartea în strălucire. Pentru că suntem și într-un moment post-pascal, sper că acest vers va rezona cu atât mai bine în spiritele dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât el vă apropie de universul spiritual al lui Florin și de identitatea, până la urmă, spirituală a lui Florin Caragiu. Sigur că, deschizând volumul său, veți vedea câteva lucruri despre poetica de tip iconic. E un lucru, e o expresie, o sintagmă, niște teorie estetice dificile, care necesită energie intelectuală și necesită o anumită inițiere în dezbaterile de tip estetic sau chiar interdisciplinară, estetică de orientare, să zicem, teologică sau mistică. Ceea ce rămâne fundamental din această sintagmă a poeticii de tip iconic este următorul fapt, și el este într-adevăr descriptiv și este definitoriu pentru acest poet pe care dumneavoastră îl întâmpinați astăzi într-un mod atât de frumos, covârșitor până la urmă. Și anume că, pentru cel care vede lumea în regimuri diferite de realitate, cel care scrie având în gând această ambiție iconică, să-i spună, pentru el lucrurile sunt mântuite. Pentru el seria reală, fiindcă am început cu această sintagma lui Schelling, seria reală poate și trebuie să fie convertită în serie ideală. Pentru el lucrurile cuprind toate o raționalitate care le fac demne. Dacă vreți, poezia lui Florin redă o demnitate. Nu e prima poezie care face asta, dar astăzi este printre foarte rarele poetici de acest tip care redau demnitatea și materiei, și lucrurilor efemere ale vieții, vântului, de pildă, elementelor naturii, micilor viețuitoare care au un destin comun cu noi, fără ca noi să mai știm asta, sau bat din potrivă concurând cu inconștiență la distrugerea acestui destin. Nu vreau să fiu acum ecologist, dar poate vă amintiți și de Francis de Assisi, care s-a apropiat cu atâta dragoste de fratele Soare sau de fratele Păsări, cărora le predica, decât că Florin Caragiu predică într-adevăr, dacă putem să folosim metafora aceasta a păsărilor pentru spirit, predică păsărilor, dar păsărilor din noi. Știți că spunea Brâncuș, eu nu v-am oferit păsări, eu v-am oferit zboruri. Ceva de genul acesta este și în poezia lui Florin, și cam asta oferă și el, zboruri,
pentru că începeam cu această idee a altitudinii la care se desfășoară, a temperaturii la care se desfășoară poezia lui. Atunci când citești Florin Caragiu, ai senzația că privești lucrurile cu un ochi mai curat, cu un ochi, vezi transparența pierdută a creației, pe care sigur că poetul, pentru că asta e treaba lui, poetul o vede din nou și o recuperează. Chiar dacă adeseori veți întâlni în poemele lui moartea, veți întâlni și această revelație cu totul irezolvabilă, dacă vreți, a lumii, decât într-un mod, pentru că știm cine a soluționat până la urmă și moartea. Dacă îmi permite să fac și aceste referințe teologice, Florin a terminat teologia și aș vrea să onorez și această formație a lui Florin și suntem și la librăria Sofia și suntem, cred că, mai mulți. Avem, consumăm, ca să spun așa, Vasile cel Mare spunea nimic nou sub soare, răspunzându Ecleziastului. Învierea lui Hristos e ceva nou sub soare. Și acest sentiment de înviere îl găsim permanent în poezia lui Florin și nu doar că îl găsim, el ne pătrunde în cele din urmă. Descoperirea celuilalt, și acesta este un alt aspect important în acest tip de poezie, descoperirea celuilalt se face pornind de la sine. Pentru că descoperindu-te pe tine până la urmă, îl descoperi pe celălalt, pentru că descoperi de fapt ceea ce este genetica, nu? Fundamentul genetic spiritual al nostru, al tuturor, adică spiritul. Dacă îmi permiteți, ca și domnul Țone, și eu o să-mi permit să citesc pentru a proba și pentru a vă incita la a-l cunoaște pe acest foarte special poet român contemporan, permite-mi, Florin, să o spun, mai ignorat decât o merită. Adică nu o merită deloc. Peste 2 sau 3 sau 4 decenii, cu vinovăție se va recunoaște acest lucru. Eu spun deja de câțiva ani, de când plăneam chiar un dosar în revista de la Cluj Verso, un dosar dedicat poeziei lui Florin, dar ca să nu mai vorbim despre noi, iată ce spune Florin în acest poem în care se adresează la persoana a doua și este simptomatic, aproape tot volumul este o lungă adresare la persoana a doua, dar este ca acea adresare a lui Nichita Stănescu cu al meu suflet psiuhe. Deci ceva de genul acesta este și aici, faci un pas greșit, spune poetul, și cu privirea te sprijini de imagini. De aici începe experiența spirituală proprie la care, cu această persoană a doua, care inevitabil îi implică, la care ne cheamă și pe noi poetul, și anume să facem un pas în lumină din bezna cotidiană, să facem un pas în lumină și să ne rezemăm cu capul de imagini. Care imagini? Imaginile pe care, așa cum vă spuneam, că în poezia lui se redobândește demnitatea pierdută a creației, acele imagini pe care le va fi văzut Dumnezeu în cea de-a 6-a zi a creației, atunci când a spus și și-a privit Dumnezeu și iată, toate erau bune foarte. Adjectivul e frumos, kalos în greacă folosit în Septuaginta, toate erau frumoase și traducerea cu bune foarte, care la noi are o carieră deja de la Biblia, de la 1688, este cât se poate de precisă chiar și etimologii, fiindcă știți că frumusețea presupune pentru grec și ordine, armonie, o anumită raționalitate a lucrurilor pe care, insist, o găsim în poezia lui Florin. Fără să am cu aceasta măcar speranța că am spus lucruri care să ajungă realmente să se atingă de miezul acesta incandescent al poeziei lui. Vreau să vorbesc și despre Diana Caragiu. Diana Caragiu este un fenomen, ca să zic așa, mai bizar pe undeva, pentru că, așa cum a subliniat de câteva ori și domnul Țone, ea este la debut. Debutul ei pe mine nu mă miră că este atât de serios. Spre deosebire de majoritatea congenerilor mei, de pildă, nu că am fi neapărat congener, dar spre deosebire de majoritatea congenerilor mei și altora mai mari decât mine, din generația 2000, care s-au pripit să debuteze la vârste, care sunt pentru descoperirea altor lucruri, pentru descoperirea iubirii, a sărutului, sunt lucruri până să descoperi poezia, s-au grăbit să debuteze, spun, și au ratat momentul acesta cu totul special al inițierii în poezie. Ei, spre deosebire de ei, Diana nu a făcut așa și... Avem deja o explicație, sigur asta este o explicație rudimentară, dar este una dintre ele care ne face să înțelegem de ce acest debut este atât de special. Așa cum marcam deja diferența între Florin și Diana, fără îndoială că sunt asemănări între ei, de vreme ce sunt alături, au un destin comun, dar există și diferențe între ei ca poeți și ele sunt firești, dacă Florin, cel puțin este sentimentul pe care l-am trăit eu, ne poartă în aceste înălțimi de unde prospectează lucrurile și de unde încearcă să reofere această frumusețe materiei și să ne reînvețe să privim lumea cu ochii frumuseții, în poezia Diana există o tulburare, o neliniște pe care, încercând să-mi o explic, cât se poate de simplu, o să spun că provine
dintr-un fel de absență, din sentimentul unui gol. Oriunde privești, spunea Baudelaire, lui aparține această frază, zice, oriunde, pe toate ferestrele pe unde privesc doar infinitul. La Diana, pe toate, în poezia Dianei Caragiu, în toate, pe toate ferestrele pe care privești, vezi doar absența. Nu se oprește aici poetul, la constatarea absenței și la acel bruh mie fric din poezia romantică minoră de tip Cugetările Servanului Dionis. Nu pronunț autorul, fiindcă altmintele l-a scris poezii de cea mai înaltă calitate. Cu alte cuvinte, nu se limitează la a-și striga în public deznădejdea, așa cum nici altă dată alții înaintea ei nu au făcut-o. Mă gândesc la imaginea supremă, nu în creștinism, a deznădejdii, care este Iov, și care nu s-a oprit la a-și striga teama, spaima în fața acestei de neînțeles, de neînțeles soarte pe care o are dreptul în lume. Ei bine, poetul în lume își simte destinul într-adevăr ca pe unul pus față în față, interpelat, dacă vreți, de neant, de singurătate, de absență, de gol, care sunt însă depășite permanent, și asta se vede la Diana, această încercare, și că de aceea a revenit, a încercat să acopere permanent volumul, a încercat să ofere răspunsuri și soluții acolo unde vedea bine că ele lipsesc, de aceea cred că această aventură permanentă, insistentă, a furnizării de noi poeme pentru completarea volumului, în încercarea de a acoperi marele opt, cum spune într-un poem, trebuie să vă citez, nu înțeleg decât ceea ce rămâne nespus, culcat ca un opt în mine. Deci acest infinit, pentru că eu așa citesc, nu un opt culcat în mine, acest infinit în care, în interioritatea căruia, sigur că atunci când o constați, când ai revelația acestei interiorități nesfârșite, când ai această panoramă în față, această priveliște infinită care a sinelui, a sufletului, sigur că prima dată faci un pas în spate pentru a putea să găsești soluțiile necesare. Prin urmare, nu e neîntâmplător faptul că în această poezie veți găsi maturitatea pe care, cum ziceam, nu veți fi găsit în volumele de debut ale altor poeți, cu excepția câtorva dintre optzeciști, să dăm cezarul acesta al cezarului, acum l-am numit pe omul Reșan, să nu vă supărați că sunt subiectiv. Și pe lângă această maturitate, ziceam, sentimentul, pe lângă asta și sentimentul acut al lucrurilor. La Florin e o bucurie a descoperirii lumii. La Diana e un fel de anxietate a descoperirii reliefului lucrurilor. A parcă tridimensionalitatea lumii agresează candoarea acestui suflet, care răspunde, așa cum remarca foarte bine unul dintre postfațatori, care răspunde cu fermitate. Și acum să spun ceea ce trebuie până la urmă să spun, în spatele acestei vulnerabilități pe care cu toții o avem, în poezia Dianei stă o forță, stă o putere de recul, stă o forță de răspuns cu totul neașteptată și faptul acesta am putea spune că este de natură să ne lase perplexi. Dacă citești poezia ei fără să cunoști autorul sau fără să vezi că e vorba de o femeie, să mă iertați că am astfel de prejudecăți, mai cred că mai sunt și diferențe, ai credea că e vorba de un poet bărbat. Nu stau lucrurile așa. Deci, repet, e vorba de o forță spirituală, e vorba de o putere interioară care vine din interior. Complexități delicate, le numea foarte bine Cristian Năsescu, niște complexități delicate, deci nu numai mie mi s-a părut așa, e vorba de o forță și de o pătrundere și de un fel de lamă care taie lucrurile, deci aceste complexități delicate care ar defini-o și totodată, fiindcă în această seară sunt aici și actorii care ne onorează atât de mult, scenarii provocate la tot pasul, scenarii dincolo de care, cu ajutorul cărora ea reușește să ne arate ce se ascunde în spatele cortinei. În spatele acestor scenarii stă de foarte multe ori singurătatea, stă de foarte multe ori anxietatea, de alte ori, ca atunci când ea spune, de pildă, vindecarea are gust de cristelniță, de alte ori, în spatele acestor scenarii, acestor gesturi oficiante, pe care le regăsim și la Florin, alte ori stă speranța. Când ziua face cumpănă în poarta nopții. Iată care este stilistica acestui poet care debutează astăzi, stilistică matură și un mod de a așeza cuvântul, de a defini lumea într-un mod cu totul special. Zilele merg în genunchi spre apus,
Un alt vers care cred că e de natură să ne pună pe gânduri cu privire la soarta noastră, la destinul nostru al tuturora, și iată cum poetul își asumă destinul tuturor și prin el, prin cel care reflectează la propriul destin, ne regăsim cu toții soarta. Ce toamnă, spune Diana, și cu asta privind-o, vă invit să-i priviți și dumneavoastră volumul, ce toamnă, mă văd printr-o fereastră cu capul în mâini, cum aș fixa pe un soclu uitarea din care îmi ridic față. Cam aceasta este și mișcarea care definește această poezie, ridicarea feței din uitare. Și această ridicare a feței din uitare se face în această manieră cu totul specială, sigur poetică, dar cu totul specială, în acest tip de poezie care este o întâlnire de la un cap până la celălalt frustă. Cu asta eu vă mulțumesc și vă mai amintesc doar un... sau vă spun pentru cei care nu-l știați, o sintagmă, vă împărtășesc, o sintagmă a lui Maxim Mărturisitorul, care vorbea cândva despre judecata care salvează, care definește și salvează lucrurile. Sigur că, în ultimă instanță, judecata care definește și salvează lucrurile este judecata lui Dumnezeu. Dar până acolo, eu cred și suscitat, incitat, provocat de poeții, de acest tip de poezie, ca cea pe care o vom împărtăși în această seară, cred că poeții au menirea măcar de a ne aminti că există o judecată care definește și salvează lucrurile. Aceasta este judecata de tip poetic pe care voi ați pus-o în act cât se poate de frumos. Vă mulțumesc! Am să încep cu o poezie a Dianei Caragiu. Când ziua face cumpănă în poarta nopții și luna se dezbracă în picioare, să nu ne deslipim retina, sărutul se întoarce mut, cu un suflu nou la colț de buză. Acolo a venit și muza, clătindu-și ochii în albia în care o pană de artist face o plută. E ca atunci, ții minte, acel canoe în lacrima sărată a meduzei, când liniștea stătea în cot și ne privea cum dăm la ramă. Tot așa încep cu o poezie de Diana Caragiu, care se numește, nu se numește. Bârna ce-ți traversează ochiul, adevărul ce stă în cumpără pe ea și cocoșul în șpagat perfect, spânzurând arginții de incisivii unui cui bătut la cap până când floarea a sângerat și a crăpat. Durerea a coborât în călcâie, răsucite sunt căile, răsucite sunt căile, până nu de mult ne-am mutat într-un tren de noapte. Căutam o grăunță să-i șterg sudoarea de pe frunte, să mă aplec la picioarele ei și apoi carul acela cu copita între voi. Izbind acoperișul gardianului învârtind la plașnet. Pulpa zilei reținute pentru un cocktail băut la scoarța poemului, cu gnomul rotund și vesel mirosind la pământ, trecându-se de bretelele pantalonilor tirolez, trimițându-mă iarăși în morții mei. Să fac o tură, să văd cum se respiră acolo jos, să mă întorc mai vie decât am plecat. Eu mai citesc una de Florin, ca să nu se supere. Se numește Aniversare. Un buchet de iriși pentru ochii tăi, fără să clipesc, am luat din colțul în care oamenii apar și dispar. Ca un semnal intermitent către un corp ceresc, nemișcat, oprit deasupra ta. La capătul nopții. O să continui cu Diana. Am trecut pe lângă mine și nu mi-am dat seama. Era Bălci, Duminica Tomii, când mă îndoiam și mă urcasem în cârca timpului să-mi pun degetul pe rana cerului. În sângele lui m-am privit ca într-o oglindă. Am recunoscut și m-am trezit cum mă dădeam într-o comedie mare cât viața. În dreapta, arginții zornăiau. În stânga,
Cocoșul răgușea în multiplu de trei. Am trecut pe lângă mine și nici că mi-am dat seama. Diana Caragiu, vreau să cânt. O melodie îmi dă târcoale, mă trage de fustă. Ce copil se oprește și întreabă viața despre mine. Ea nu știe ce să-i răspundă. Închide ochii și se dă în leagăn până la cer. Adevărul se miră de făptura aceasta care calcă strâmb și dă bine. Mă doare crucea, lemnul și carnea. Visează pe ochii mei tata și mama. Stau de parte și de alta bolții și o împing să alunece în mine cu stele, cu tot. Ca să-l adorm sub zăpadă, miști întunericul. Tic, tac, lumea se topește pe limbă ca un cut de gheață. Eu dau la lopată fără oprire până în pieptul tău. Ce frumos mormânt. Viața vine aproape de noi, ne pipăie și crede că suntem ascunși în ea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cine nu-i gata, îi dau cu lopata. 1, 2, 3. Diana Caragiu respiră cu mine. La gâtul mielului, cuțitul cântă strident ca un fierăstrău în călduri. Obladi, oblada, life goes on, bra. Mă spăl pe mâini, m-ai auzit? Tunde iarba și dă o rumegătoarei de flori sângerii la un capăt de linie unde nimeni nu coboară. Vindecarea are gust de cristelniță. Rămâi, spun, ia-ți lumea ta și umblă și spală-i picioarele. Spală-i picioarele. Ladies first, Diana Caragiu respiră cu mine, râdeam de moțul bascului. Să treacă și noaptea asta, să nu se arunce în aer, să vină apoi roua în șosete căscate. Așa ne-ai ascultat. Închide ultimul vers, îndeasă cuvinte în gaura cheii, e curent de la sârma ghimpată în care și-au frânt gâtul toate zilele după ce le-am flămânzit și însetat. În lagărul ăsta doar un viitor cărpit în fund îți face caricatura gratis. Undeva la capătul podului, țin minte, sângele în picioarele goale alerga spre noi. Ținea tacticos între două degete, trebuie să fi fost inelarul și cel mare. Juguloara unui pasodoble răpus la o coridă pe care am dres-o dimineața cu o ciorbă de burtă în colța Negrozau, unde și timpul de săcul la doi nasturi, ușor indecent, croșetează unul pe față, unul pe dos, e un fel de motocross. Ce lucrătură, domne, ce lucrătură, zise traseul în circuit sau în linie dreaptă, pocnindu-și fruntea cu podul palmei transpirate. Ăștia iar s-au dopat. Vin la urmă și ies primii. Vreau adrenalină, vreau adrenalină, hormon vine la mine și tu, aia mică cu tricoul lut. Ce știți voi despre poezie? Zise tracțiunea de pe spate. De câte ori să mai trec prin gămălia capului vostru, ața versului meu. Și tot din volumul domniliană, iapa lui Don Quixote, cât a plămânul, strigă trubadurul, dând cu drujba de pământ. Nu sunt romantic. Sunt nervos pe tristețea mea. Se leagă în coerența discursului Rosinantei, iar fituiala ei mă bate pe umăr consolator. De unde atâta cotor ce ține legat un chil de motor? Acțiune? Se filmează. Stop cadru. Agiu, iubire. Uneori totu-i prea mult. Pui capul pe pernă, îți urmărești gândul.
până să ajungi departe la capăt și dispare. Pe perete stă scrijelit un cuvânt. Iubire. Cel mai vechi și neînsemnat, mai slab auzit, mai evitat și lepădat cuvânt din cele de sub soare. Chiar dacă îl pronunță cineva, o face în felul în care s-ar dezice de el, rușinat. Dar ție tocmai asta îți trebuie. Pentru că tu însuți stai neînsemnat și uzat și gol. În fața judecății pe care singur ți-o dai. Și el e singurul care te apără. Continuăm cu Florin. Aceste boabe de lână înșiruite în cerc sunt capete de vulturi. Ca o rață pe apă, luna unge șapca albastră și desface gentuța din pânză de cort. Cureaua de piele a ceasului încheietura o strânge, mici poticniri, râsete, râvnesc un miracol să alunge paloarea orelor stinse. Vocea ta e o crevașă în care trecutul alunecă. Cele ce vin din dărătul ochilor împing în imagini. Dumnezeu drăguțul, Diana Caragiul. E atâta liniște în mine de mi-aud clipocitul sângelui în care mi se scaldă toți adormiții neamului. Din când în când, ei mi se așează pe mal și îmi cântă un cântec de leagăn. Un fel de taci cu mama, las că trece. Eu le povestesc despre fricile mele, cum nicio spaimă nu-mi seamănă una cu cealaltă, și dau din cap cum că știu. În zori, le aranjez costumele negre, îi sărut prelung pe frunte și le spun că mi-e dor. Știți? Eu sunt casa voastră. În stânga, la intrare, sângele meu. În dreapta, apă de ploaie, vedere la cer. Eu mai plec uneori la târg și cumpăr flori și cireșe pentru toartele cănilor. Și atunci îmi place să văd în poartă, în rând, gătiți, cum îmi faceți cu mâna până la capătul uliței. Din când în când mă întorc și îmi flutur și eu brațele în aer. Sunt din nou copil. Am cozi împletite, picioare împleticite și un pumn de zarzere. Cu fiecare zi mă simt aproape. Zâmbesc și aștept. În mine o voce sfioasă, un pahar cu apă, maică, un pahar cu apă, mă aud spunând. Mi-e sete. Florin Caragiu, rugăciune. Privești pe geam balonul auriu scăpat de un copil în văzduh. N-ai voie să mergi. Boala e o poveste în care Dumnezeu îți spune despre viața Lui, una și alta. Îi spui și tu multe. Te ascultă. Cum ți-ar împlini dorințele într-un loc neștiut de nimeni, care așteaptă să-ți trăiești viața până la capătul ei, de departe. Florin Caragiu, neîncăpute de moartea lor, doar cuvinte. Îngropate în umbra mea până la brâu, lucrurile caută și găsesc viața care nu e a lor și strigă după mine răgnind pe cornee. Vino și vezi timpul ce se ridică din noi și din cer,
dându-ne brânci. În dreptul fiecărui cuvânt stă un salt luminând întunericul. Tot Florin Caragiu se ferește viața, se ferește de tine viața. Dă-i voie în crăpătura pământului. De aorta ei stă timpul lipit, e speriată de moarte. Ea nu-și spală cu limba micile pete de fericire. Pe obloane se cațără iedera cu vine crestate împletită cu șuvițele serii. Colțul acesta de lume poartă urmele dinților unei tristeți nesfârșite. Suspină o vietate în laț cu cerul în ea prăvălit. Doar cu tandrețea, cu buzele, țeși pânza crucii plutind în gaura zdrențuroasă. În sângele tău expectorezi bucăți din trecut când suferi până la capăt. Dai de ceva. Jiu, omul cu două inimi, coapsa e o seceră. Un cuvânt te aruncă în brațele altuia și rămâi nerostit, un coasar trătrăsând din ele de praf. Apele tale s-au întins ca un cort peste locul unde fumul subțire se întretaie cu crengile mușcate de soare. Unde vei pleca, nu știi. Sigur departe, sigur vei ține o arcă pe cap, ca un munte sub o voce gângavă. Ai venit de vreme și ai văzut smochinul aprinzându-și candelele. Bine furtună! În norul acesta se strâng copiii, când nu-i mai găsim. Ce strigă de se clatină geamurile. Norul se face o umbră mică sub ochiul tău drept. Copiii stau agățați de orizont ca umbreloc cu chei. Sunt cel mai urât om frumos și strâng într-un vas lacrimi. Ascult marea. Ascult marea pe care o porți de mică la gât. Un copil aruncat mai de mult cu un lemn după tine. Alergai țipând, ascuțit, râzând, cu o stare de bine că vezi soarele cum iese din nori. Deodată te-ai scurs ca un personaj fără oase, pe verdele proaspăt al ierbii. De la înălțimea ei ai văzut gărgărița oprită în loc. Ai fi strigat după ajutor, dar nu puteai să scoți un sunet. Ai acoperit gâza cu palma, să nu calce cineva. Diana Caragiu, nici o lună nu-mi cade în picioare. Înrăpezită în albele tale nopți, lupii tăi trec în haită prin mine. Sângele începe să-mi urlea pustiu și pântecul meu stă să te nască. Sub steaua polară, sub colții din palme, sunt toată tu. Să fii frumoasă, cu prima rană.
tine. Am în repertoriu cântece de-a lui Nicu Vladimir, un folchist, poet, pictor, după care n-au rămas prea multe înregistrări, dar cântecele și textele sunt la un nivel foarte bun și foarte potrivit pentru ce se întâmplă aici. Șoaptă, cu gândul răstignit în gând. Mi se s-a deschis o poartă în care să-mi cea focul stâng. Să spună el ce avem preșuflet și doare ca un cuțit frânt. Să ardă el până la urmă și să-l iubim de mitizând. De-atâta timp prăsim șopârle și n-am putut așa ochii acum. Nu stăiști o spaimă prin lume și sângele unii mecinuri. Credeam văzut ce sun și plâns, lacrimi în veci de nebun. Un acot ai destrămat în bun și codul drumului e bun și bun. Vai, 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 aici lumina albă zac. Trebuie văzându-se într-un cuvânt meu și fiecare, fiecare și a ce-i place. Și fiecare își piară eu, eu, eu. De-atâta timp sporind în cale, numărul 3, te-am aflat. Te-am întrebat presimt vreodare, ți-a fost răspunsul, bla, bla, bla. Și cerul către cer se întoarce și frate lucrul către lut. Și orice punte se desface, sunt în placerul surdomul. Vai, 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 aici lumina albă zace. Destrăbălându-se într-un curcu beu. Și fiecare, fiecare și-a ce-i place. Și fiecare-și piară eu, eu, eu. Vai, 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 aici lumina albă zace.